În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iertate-ți sunt păcatele tale, ia-ți sfatul tău și umblă. În activitatea mesianică, Mântuitorul Iisus Hristos, începând imediat, deci după botezul de la Vitavara, a săvârșit minuni și îndreptări de oameni în chip pământesc văzut, ca să poată demonstra adevărata puterea Dumnezeirii sau cuvântul care l-a trimis lui Ioan în temniță când deja era cu capul pe tipsia Irodiadei. Orbii văd, șchiopii merg, leproșii se curățesc și cei neputincioși sar ca cerbii. În Evanghelia de astăzi, de simbolul slăbănogului de astăzi, pentru că noi avem doi slăbănogi consemnați în Sfânta Evanghelie, dar se pare că identitatea acestei istorisiri sau întâmplări se repetă, numai că este cu alte cuvinte din punct de vedere a unui evanghelist și a celuilalt evanghelist. La un moment dat, în una din Evanghelii, spune că atunci de mulțimea oamenilor, pentru că nu putea să treacă, l-a băgat prin acoperișul casei. Deci a arătat participarea celui de lângă tine la suferința celui de lângă tine. Adică în momentul în care stai lângă semenul tău și nu te interesează suferința lui, înseamnă că calci cuvântul lui Hristos din legea Harului, care înseamnă om pentru om. Legea lui Moise a fost om pe lângă om, și a trecut un preot, l-a văzut, s-a dus pe alături, și a trecut un levit, și a trecut, s-a uitat, și a văzut, și s-a dus pe alături, și a venit abia un samarinean care l-a pus pe asin și l-a uns cu un de lemn și l-a lăsat la casa de oaspeți. Iar legea lui Moise, cea din Decalog, era și ea la rândul ei aspră și dură, om contra om, pentru că venea pentru măsură, pentru măsură, dinte pentru dinte și ochi pentru ochi. Or, Mântuitorul Iisus Hristos, simțind această răutate umană, și de ce vă spun răutate umană? Dacă noi creștinii de astăzi n-am avea legea lui Hristos, dacă noi creștinii de astăzi n-am avea legea darului și n-am avea această sacră poruncă lăsată de Mântuitorul ca lege de temelie, cum v-am spus, cred că și data trecută, să iubești pe Domnul Dumnezeu din tot sufletul, din tot cugetul și din toată inima, și asta nu la întâmplare, când pui sufletul te implici duhovnicește, când pui inima te implici sentimental, când pui toată puterea și virtutea ta, înseamnă că pui bunăvoința și darul, cum se spune, adică dragostea, și apoi pe aproapele ca pe tine însuți. Ori acest aproape, acest slăbănog de pe targă care era în fața Mântuitorului Iisus Hristos, de data aceasta venea pe o altă sferă de boală. Ați văzut că avem mai multe feluri de boli. Unele se depistează din bisturiu și se îndepărtează mădularul sau organul bolnav. Fie că e rinic, fie că e ficat, fie că e apendice, fie că e o tumoră. Avem boli care se diagnostichează după ce? După modul de manifestare, febră, durere de cap, și avem boli pe care le depistez în organism ascunse după ce? După analiză. Ei, Mântuitorul Iisus Hristos a fost cel care a trecut etapa acestor boli, deci a depășit ca doctor de trupuri și de suflete investigația despre care era vorba. Și de ce spun lucrul acesta? Ca să înțelegeți că el, ca un doctor ce era, și a permis, putea să spună așa, fă-te sănătos și fii sigur că l-a să scula și fugea de acolo. Dar și-a permis să-l întrebe, cum pătimește? Și la un moment dat tatăl copilului spune, cade jos, face spume, se scutură, îl trântește apă, pe uscat, alteori cade ca mort. A întrebat și de ceilalți. Cum se manifestă? Dorm în morminte, umblă goi, aleargă, urlă. Deci, atât diferite manifestări ale bolii. La acest tablou
care se cheamă diagnosticul și foaia de prezență a bolii, foaia de observație, Mântuitorul Iisus Hristos mai găsește o găselniță și spune așa: iertate-ți sunt păcatele tale. Deci ce găsim? Boala ca răsplată a păcatului. Dar cum o găsim formulată în Sfânta Scriptură? Nu cum o formulăm noi. Avem năravul, știți, uneori noi când nu ne convine ceva, a, să dea Dumnezeu toate bolile din lume să dea peste tine. Nu, alea sunt blesteme, n-au nicio treabă, trec și pleacă. Boala care vine prin păcat este și ea de mai multe feluri. Întâi este boala sufletului. Și boala sufletului o spuneți voi când spuneți la pomelnic: părinte, pentru liniștea sufletească am așa un fel de zbucium. Ei, acel zbucium e conștiința care se agită ca un pițigoi închis în cușcă. Deci ar vrea să se manifeste, ar vrea să lucreze în om, ar vrea să-l trezească, dar nu poate, pentru că omul adorme, tot pune acolo băutură peste băutură, țigară peste țigară, fără de lege peste fără lege, dai proastul acolo, lasă, nu te-ai găsit să te trezești. Și atunci ea adorme. La copilul mic, dacă îi dai țuică, adorme, nu mai plânge în fașă. Așa și conștiința, chiar e ca un copil mic, foarte subțire, și s-a subțiat sufletul nostru ca pânza păianjului. Psalmistul David, să nu credeți că conștiința e vreun odgon de tractor. Nu. Vine odată finuț, nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine, și tu de aici spui, las, las, las. Și mai nou creștinii noștri spun așa: eu am socoteală. Se prea poate? Nimeni nu te contestă că n-ai dat socoteală. Dar întrebarea mea este: când îți vine detunătura de sus, adică palma de la Dumnezeu, atunci mai dai tu socoteală sau te smiori că ești în batist, spui: vai, Doamne, dar de ce mi-ai dat asta? Păi ți-a dat ca să te trezească. Întâi ți-a fărmat casa, după aia ți-a rupt un picior, după aia te-a necat, dacă e cazul, sau ți-a făcut altă urgie sau altă plagă a naturii și te-a făcut să vii cu picioarele pe pământ. Te-a coborât din împărat al făpturii în rob al păcatului. Și tu ai să zici, păi da cum? Simplu. El te-a pus în stadiu de împărat al făpturii. Omul ar trebui să fie ca un înger în trup. Și spune, cel mai mare om născut din femeie și înger în trup. Deci avem măsura, Ioan Botezătorul. Avem măsura sfinților care îi vedeți pe pereți cu aureole. De asta intrați în biserică și vă uitați la ei. Dar avem și măsura păcatului. Sunt păcate care întâi ne tulbură. Și cum ne tulbură? Întâi vin cele împotriva Duhului Sfânt. După ce s-a depărtat Duhul Sfânt de la noi, și am luat-o noi razna pe coclauri și ne ducem în direcții total greșite și diferite, după aceea vine neputința sufletească și omul vine și îți răspunde frumos: nu mă pot ruga, nu pot posti, nu pot să mă închin, nu pot să mă îndrept, părinte, îmi cereți imposibilul, nu încercați, dacă puteți să mă ajutați cumva bine, dar nu mă simt în stare. Ei, acea lipsă de mă simt în stare este prima modalitate de boală. Este boala care zdruncină sufletul, iar Filocalia 6 o numește aceasta moartea sufletului mai înainte de moartea trupului. Așa spun Sfinții Părinți, nu am inventat-o eu. După ce a venit moartea sufletului mai înainte de moartea trupului, omul ce este? Omul este un animal rațional. Deci noi avem în noi partea cuvântătoare, în rest ne asemănăm bine cu vaca, cu calul, dar nu după formă și nici după fapte. Calul trage, vaca dă lapte, deci după carne, după osatură. Deci noi suntem biologic mamifere, cum spun ăștia la biologie, dar lângă aceste mamifere Dumnezeu a pus omul lăuntric, adică a pus sufletul cuvântător, sufletul nemuritor și sufletul inteligibil. De ce? Ca să ne deosebim, cum spune psalmistul de David, David de dobitoace, omul cinste fiind, auzi, cinste fiind, s-a alăturat dobitoacelor celor fără de minte și s-a asemănat lor. Adică, mama n-are sentiment când greșește, tata n-are sentiment când greșește, copilul n-are sentiment când greșește, adică nu există părerea de rău. Și atunci David, psalmistul, vine și strigă cât îl ține sufletul și puterea. Nebunul zisa în inima lui când păcătuiește, nu-i Dumnezeu înaintea ochilor lui. Sau spune iară, zisa cel nebun în inima sa, nu-i Dumnezeu înaintea ochilor lui când păcătuiește. Și atunci noi facem fără de lege, așa liniștiți în direcția noastră. Dar
La un moment dat, aceeași slăbănogeală, că așa spune tot Scriptura, pofta aduce păcatul. Păcatul aduce moartea. Ce este boala? Este prima telegramă a morții. Prima telegramă că omul este cercetat de Dumnezeu. Și ați văzut, sunt mai multe feluri de morți. Este moartea aparentă, leșinul ăsta, când omul cade în acea comă. După aceea este moartea sufletului de care v-am vorbit. Și apoi este și moartea trupului care vine ulterior peste, se instalează definitiv, încetează metabolismul din punct de vedere biologic, dar se retrage sufletul din trup și atunci în momentul acela moartea cu ciocanul ei netrebnic și rece vine și dezleagă fiecare încheitură, iar noi rămânem ce? Un cadavru împuțit, ați văzut, uneori îmbălsămat cu clor sau cu formol ca să nu întorci satul pe dos, adeseori scos tot, cusut ca un sac cu cârpe, pus în sicriu cu costum și dat cu fard, dar înăuntru îi ia. Și atunci la toate acestea ce vine? Finalul, nu vă cunosc pe voi. De ce? Nici fața nu luminează după fapta lui Hristos, nici sufletul nu-i curat după porunca lui Dumnezeu. Privegheați și vă rugați sau pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Sub nicio formă. Cumplită este moartea păcătosului, spune psalmistul David în psalm. Acest om de astăzi a avut fericirea, neputința lui, să întâlnească în calea lui ce? Un om. Ați văzut ce a spus ăla de la viteză? Dar n-am om să mă arunce. Unde să-l arunce? Să-l arunce în calea lui Hristos. Și care sunt cei trei oameni care ne aruncă pe noi în calea lui Hristos? Primul om care te poate arunca în calea lui Hristos e conștiința, pe care tu l-ai ucis, l-ai dat la o parte. Al doilea om pe care l-ai putut, te-ar fi putut duce la Hristos este îngerul care tulbură apa în scăldătoare. Care-i scăldătoarea? Sunt lacrimile și pocăința inimii. Nu-i vorba de plânsul ăsta cu Batistă când ne meschinărim noi că am pierdut procesul sau n-ascultă copii. Astea sunt lacrimi biologice. Ei, nu mai ai nici om să te arunce în scăldătoare la tulburarea apei de către înger. Deci și îngerul păzitor s-a depărtat. Și psalmistul David spune pe la psalmul 40 ceva. Credeai că voi fi asemenea ție? Nu va fi cel ce te izbăvește, nu va fi până la unul. Adică chiar conștiința care trebuia să fie, nici ea nu există. Și unii întreabă, de ce Dumnezeu i-a socotit bun dacă El ne pedepsește cu rău? Simplu. A tot așteptat. Și în momentul când a văzut că omul n-a dat nici cel mai mic semnalment de îndreptare, e firesc când tu ai murit în mintea ta cu rău și spune acolo, noi slujim la doi domni, ori lui Dumnezeu, ori lui Mamona. De unul ne lepădăm și pe altul iubim, nu putem iubi doi deodată. Și atunci nouă ni se cere, pe cine iubești, de cine te apropii și de cine te depărtezi. Așa spune în rânduială așa călugăriei. Vezi dar de cine te apropii și vezi dar de cine te lepezi. Și la botez la fel spune, fă-l ostaș vrednic al lui Hristos, oaie cuvântătoarea turmii tale și trimite Duhul tău cel sfânt și sfințește apa aceasta și o însemnează cu semnul crucii tale să nu se coboare la acesta și să botează un duh viclean să tulbure sufletul și trupul și cugetul și mintea și inima și ce mai spune acolo în molifta respectivă. De ce v-am spus lucrul acesta? În momentul în care cei doi, îngerul și conștiința, nu sunt de față, mai rămâne Hristos. Dar ca să-L cunoști pe Hristos, ce trebuie să faci? Trebuie să știi de unde a venit și unde se duce. Ce a spus Mântuitorul? Voi nici nu știți ce vreți, nu știți ce cereți. Nici nu știți să vă rugați. Eu știu de unde vin și unde mă duc. Eu n-am venit să fac voia mea, ci voia Tatălui meu care m-a trimis. Și tot El spune, pe cel ce vine la mine nu-l voi da afară. Și tot El spune, împărăția lui Dumnezeu iau cei ce se silesc. Și tot El vine și spune, diavolul cate ca un leu să vadă pe cine se înghită. Vedeți la Apostolul Pavel, acolo în epistole. Și de ce vă amintesc toate acestea? Omul de pe targă a avut această fericire să se intersecteze cu omul Hristos. Și cum stătea acolo neputincios? Avem două tabloide spirituale. În una, un Hristos dornic de mântuirea sufletului uman, deci legea dragostei,
omul schircit acolo și paralizat sau ce era cu el, dacă îi spunea slăbănog, e clar, putea să fie și o pareză, putea să fie și o scleroză multiplă, putea să fie și o coloană vertebrală, mă rog, orice care te face să stai țapăn în pat mobilizat. Dar avea o conștiință trează, mișcătoare. Deci mintea lui totuși îl dorea pe Hristos. Și ce a făcut Hristos? La modul cel mai fin, fiindcă a mai procedat odată așa, s-a apropiat de el și a spus, iertate-ți sunt păcatele tale. Dar de ce iertate-ți sunt păcatele tale? Și femeii păcătoase, când au adus-o să o ucidă cu pietre, și aici reiese dragostea de oameni al lui Dumnezeu la iveală. Mântuitorul Iisus Hristos nu putea să calce legea. N-am venit să stric legea, ci să o împlinesc. S-a apropiat liniștit de cercul oamenilor acuzatori, s-a apropiat de păcătoasa și a spus așa, nu dați cu piatra, nu. A spus așa, de este cineva curat să ia piatra și să arunce. Apoi s-a aplecat frumos și a început să scrie cu degetul nisip. Probabil descoperea fiecăruia câte o taină din interior. Și primul care citea lăsa piatra și pleca. Venea al doilea din urmă, vedea ce Hristos probabil dădea cu palma și iar mai făcea, mai scria un păcat și ăla lăsa piatra și fugea. Și la un moment dat, plecând toți, s-a adresat femeii și i-a spus, unde sunt părâșii tăi? Și atunci i-a spus, nu știu, dar Mântuitorul a folosit un termen mai dulce, dacă ei te-au iertat și eu te iert, dar vezi să nu mai greșești. Deci vezi ce frumos? Dumnezeu să te ierte și să te dezlege de tot păcatul cel trupesc și sufletesc, mărturisit prin viu grai, sau care nu-l mai ții minte, sau în zapisul satanei s-a scris, cu puterea ce mi-este dată, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, și s-a dezlegat. Dar Mântuitorul de data aceasta avea în față altceva, n-avea numai o sânditore ai păcătosului, aici era vorba deja cu totul de alt tablou, să vadă cum ar reacționa Hristos la un slăbănoc și cum l-ar vindeca. Și atunci Mântuitorul, ca să-și arate smerenia, pentru că era smerenia, cum spune Antonie Plămădeală, Marele Mitropolit al Ardealului, smerenia Tatălui, nu era oricine, era Fiul Tatălui. Iertate-ți în păcatele, ia-ți patul tău și umblă. Patul era trupul care ducea sufletul, după concepția Sfinților Părinți. Dar ce a sesizat Mântuitorul? Că e greu de trecut de la o etapă la alta, fără o instruire interioară și exterioară. Ce au început să murmure în inimile lor cei care erau de față. Băi, dar cine să crede asta că iartă și păcatele? Prima întrebare. Cine se crede asta că iartă și păcatele? Și Mântuitorul n-a reacționat, ci i-a luat pe de departe. De ce cugetați cele rele în inimile voastre? Așa i-a luat. De ce cugetați cele rele în inimile voastre? Adică pe voi ce vă deranjează? Că omul acesta e bolnav și suferă? Sau că se ridică și umblă? Că eu nu înțeleg. Și în momentul respectiv, Mântuitorul trece și întoarce ordinea normal a lucrurilor și întreabă ce era mai ușor să spun, iertate-ți sunt păcatele tale sau ia-ți patul tău și umblă. Dar dacă ei nu cunoșteau ordinea interioară, n-au știut să dea un răspuns. Pentru că ce se întâmplă? Boala care era din cauza păcatelor, că noi mai știm un caz în Evanghelie, când chiar apostolii foarte, ca să arate și ei că stau lângă Mântuitorul. Doamne, cine a păcătuit, el sau părinții lui? Și Mântuitorul, dacă era un om de bun simț și era Fiul lui Dumnezeu, n-a jignit pe nimeni. A spus așa, nici el și nici părinții lui. Deci trebuie să umblăm cu acuze, ca să se proslăvească puterea lui Dumnezeu. Și aici era același lucru. Deci a vrut să se proslăvească puterea lui Dumnezeu, chiar dacă acolo undeva exista ceva. Dar a arătat și Mântuitorul la rândul lui că nu există o ridicare fără o iertare. Deci putea să-i spună, ia-ți patul tău și umblă, dar se poate că mulțimea păcatelor sau ceea ce trona în sufletul lui nu-i permitea să facă acest pas. Și atunci Mântuitorul a luat întâi povara și apoi a trimis acasă sufletul vindecat și tămăduit. Și slăveau oamenii din ținutul acela
pe Dumnezeu că s-a făcut așa o minune între oameni. Deci, care era minunea? Acum, ce minune slăveau? Minunea vindecării slăbănogului sau minunea iertării păcatelor? Pe amândouă deopotrivă. Până atunci, nimeni nu auzise și nimeni nu credea că există o posibilitate de a ți se ierta păcatele și ca să nu rămână de minciună învățătura dată de Hristos, deci revelația direct divină, ce face Mântuitorul Iisus Hristos? Suflă în fețele apostolilor și le spune așa ca urmași ai lui și ucenici: luați Duh Sfânt. Ce veți lega, legat va fi, și ce veți dezlega, dezlegat va fi. Și tot Mântuitorul Iisus Hristos se adresează apoi lui Petru și îi spune: îți dau cheile împărăției cerurilor, și ce vei lega pe pământ va fi legat și în cer, și ce vei dezlega pe pământ va fi dezlegat și în cer. Deci iată, această putere dată nouă după învierea lui Hristos, pe care odată urcat la cer trebuia să o ducă cu el, fiindcă venea din el, dar trebuia să o lase și pe pământ. Și atunci el spune: vă las alt mânghietor care stă cu voi până la sfârșitul veacului. Și atunci acel mânghietor, Duhul Sfânt, pe mâna arhiereului sau a episcopului, cum se cheamă, e același termen, ce face? Vine și te investește pe tine, preotul și duhovnicul, cu puterea de a economisi harul în a lega și a dezlega, dar nu cum vrei tu. Numai în numele Tatălui, adică păcate după legea obștească descoperite de Dumnezeu, deci nu toate se leagă nici în cer, nici pe pământ, nu toate se dezleagă nici în cer, nici pe pământ. Deci dacă tu vei continua să faci crime, vei fi sub propria legătură. Dacă tu vei continua să faci rău, vei fi sub propria legătură. Dacă tu vei continua să chinuiești pe semenul tău, vei fi sub propria legătură. Deci tu să nu crezi: azi bag cuțitul într-un om, mă duc și mă dezleg și am scăpat. Azi mă duc și îi spar casa lui cutare, îl fur și am scăpat. Nu. Sunt trei moduri de a cunoaște ce păcate sunt de dezlegat și ce păcate nu sunt de dezlegat. În una din cuvintele Sfinților Părinți există și această apoftegmă, că nu poate omul greși cât poate Dumnezeu dezlega, dar în ce context să nu îndrăznească omul să ispitească răbdarea lui Dumnezeu? Căci a spus Hristos la dreptul Simeon, atunci când a fost vorba de întâmpinare, Simeon a spus așa: această piatră, Hristos, este spre căderea și spre ridicarea multora, dar peste cine va cădea, îl va spulbera, iar cel ce se va împedeca de această piatră se va sfărâma. Deci atunci când noi nu suntem cu Dumnezeu, vedem urmările și repercursiunile în tot ce vedem: catastrofă naturală, catastrofe umane, morți aviatice, trenuri tamponate, știința ne împinge acolo, dar noi le-am creat pe toate acestea. Înainte apostolii, dacă au avut lucrare, au venit pe norii cerului, noi trebuie să mergem cu avionul, ia ca motorul de la nor nu se potrivește cu motorul de la avion, ăla era dus de Duhul Sfânt, ăsta e dus cu motorină. În momentul în care tu ai viteză și te grăbești, viteza aceea ți-ai creat-o tu, nu e viteza puterii dumnezeiești care au avut-o Sfinții Părinți, scria Ioan Luvar, să nu fie scrisori, și nici n-ajungeau scrisorile prin ucenic, că el și dădea răspunsul pe ucenicul lui la întrebările care el îi le pusese, dar n-ajunsese în semn că la el. Deci erau văzători cu Duhul, comunicau prin Duhul Sfânt. Deci în momentul când tu te grăbești spre moarte și după aia strigi și hulești: vai Doamne, de ce mi-ai luat copilul? Păi da, n-a inventat Dumnezeu BMW-ul cu 200 la oră. Nu-i treaba Dumnezeu că te-ai suit un Audi A6 și zbori cu 300 de km la oră. E strict treaba ta. Dumnezeu a dat inteligența în slujba oamenilor, dar n-a pus inteligența în slujba morții. Omul i-a schimbat direcția. Și atunci, în momentul respectiv, tu trebuie să te întrebi ce leg și ce dezleg. Nu se iartă niciodată păcatele împotriva Duhului Sfânt, deci cine schimbă o iotă sau o cirdă din lege, vrednică e de ghienă. Și aici vă spun deschis și optimist, excluzând
deci excluzând Biserica Catolică, care este ruptă din Biserica Apostolică, Sobornicească, Universală, deci din Biserica Creștină, care are încă adevăruri de Biserică Creștină și are continuitate din Hristos și are șanse de mântuire, nu știm cât și cum e treaba lui Dumnezeu, celelalte secte toate sunt în afara Duhului Sfânt și sunt vrednice oricând de pedeapsa lui Dumnezeu dacă nu se îndreaptă spre învățătura sau trunchiul Hristos, care a spus: eu sunt butucul și vița și voi mlădițele. Deci dacă nu veniți la adevărul absolut, spune Apostolul Pavel, nu cunosc o altă mântuire decât a celor ce te mărturisesc în adevăr. Nu vii tu să inventezi religii după urechea lui fiecare și învățături după urechea lui fiecare. Apostolii au fost toți creștini universali, ucenici ai Mântuitorului. N-au fost reformați, protestanți, calvini, anglicani, ehoviși, baptiști, luterani și mai nu știu ce. Deci vii și te întorci la adevărul, la izvorul din care a băut Hristos, când i-a dat samarineanca acolo la fântână, când s-au sfătuit împreună și a spus: cine bea apa cea vie nu mai însetează niciodată. Și a spus Hristos: cel însetat să vină la mine și să bea și să adape din apele dreptei credințe. Deci dacă e dreapta, păi e dreaptă, tată, nu schimbă nimeni. Te întorci de unde te-ai rupt și de unde ai plecat. Un alt motiv pentru care nu se iartă păcatele, și trebuie să-l știți, este și mentalitatea populară pe care noi o folosim uneori în viața noastră ortodoxă, de zi cu zi, prin aceasta. Orice păcat facem, mergem la preot și ne dezlegăm și spunem: gata, m-am spovedit, m-am împărtășit, sunt curat. Dar până la postul următor, o încep iară cu nebunelile. Deci nu, păcatele care se repetă în mod obraznic, adică m-am împărtășit fumez, m-am împărtășit beu, m-am împărtășit curvez, m-am împărtășit fur, m-am împărtășit, mă duc și fac toate fără de legile. Clas că doar vine postul următor și mă împărtășesc chiar în noi. Deci păcatele pe care nu le oprim să răsfrângă asupra noastră. Și să țineți minte lucrul ăsta. Și vi l-am mai repetat odată. Omul care știe să gestioneze păcatul este plăcut lui Dumnezeu. Și de data trecută mi-am propus să vă explic lucrul ăsta, că am rămas cuiva dator și mi-a spus după predică: adică, părinte, să înțeleg că sunt păcate care le putem face? Nu. Sunt păcate care suntem constrânși să le facem. O femeie avea 3 copilași și n-avea cu ce să-i crească. Și s-a dus ca dezmățată printr-un bar acolo, făcea pe servitoarea, pe striptesa, cum se spune. Și Sfântul Antonie, care citea ceaslovul și psaltirea toată ziua la pustie, s-a înălțat așa cu mintea undeva deasupra policandrului și a zis: Doamne, mai este cineva așa înalt ca mine în trăire? Și pentru că la Dumnezeu mândria e cel mai mare păcat din toate, i-a spus: da, du-te în cetatea Alexandriei, că acolo o destrăbălată de mult te-a întrecut. Asta era spre corectarea Sfântului și a minții, că noi putem cădea și prin virtute, angelic se cheamă, îngerește. Nu neapărat trebuie să dai în cap și să omori și să avortezi sau să desfrânezi. Și când intră el acolo în bar și vede femeie ușcaia frumoasă, zice: Doamne, să fi schimbat în ele, fire, fiind șelar, la dragi, ce-o fi asta? Și se aude glasul îngerului: na, nu cerceta la vedere, intră din interior. Și după 2-3 încercări, văzând că nu se poate apropia, că femeia îl respingea, adică era rușine să stea de vorbă cu un monah, cu un pusnic, îi spune Sfântul Antonie: pe Dumnezeu te rog să-mi spui adevărul despre tine. Și a spus: dacă e așa, hai deoparte. Și a zis: părinte, am 3 copii, oriunde m-am dus să depun un CV, n-am găsit carte de muncă, patronul ăsta i-a plăcut de trupul meu, nu de inteligența sau de munca mea, și m-am pus să stau dezmățat în barul ăsta și să servesc. Dar eu știu ce-i păcatul și sunt atentă. Dar măcar îmi feresc copiii de păcat și zice, îi pot crește liniștiți departe de mizeria aceasta a lumii. Și n-aș vrea să-i pierd, zice, că dau răspuns la judecată. Dar și tu știi de judecată? Da, știu. Haide încoace. Și îi spune, zice, uite cum trăiesc eu. Și îi scoate un papuc și scurge sângele din el și îi arată toată talpa țesuită cu cuiuțe din astea mici, cu ținte, cum se pune la cizmar când se bate tureapca și marginea, branzul.
Și zice, când vine un nesimțit și pune mâna pe mine sau mă pipăie sau mă atinge sau se îndulcește de mine, eu calc în cuile alea și știu după Scriptură că m-am împotrivit păcatului până la sânge. Și măcar cu atâta nu greșesc. Dar zice, în altfel n-am cum să-i cresc, că îi expun greșelilor. Și atunci se aude glasul Îngerului, da, Antonie, zice, ea face din convingere, dar tu ai făgăduit, de asta plata ei e mai mare ca a ta. Ea n-a făgăduit să trăiască în feciorie, dar tu ai făgăduit lucrul ăsta și chiar dacă îl împlinești, ești dator să-l faci. De asta e mai mare decât tine. Așa că, în situații de genul, pentru că sunteți între voi destule cocoane, care trebuie să-și facă părul la serviciu, să-și pună un machiaj, un cercel, o zgârdiță, un lănțișor, că altfel îi spune patronul, ai care-ți ca o băbăciune, dă-ți demisia că pun alta tânără. De ce? Că nu-i merge economic acolo. Dar, în momentul în care ai capul pe umeri și gestionezi situația și dincolo de masca falsă a lumii moderne și tâmpite, că nu-i pot spune altfel, că doar dincolo de fart tot boala stă, dincolo de fart tot lipsa stă, dincolo de cercel și în el tot suferința stă. Deci astea nu lipsesc. Asta e povara care o punem noi pe pat și numai Mântuitorul o poate ridica. Nu ține de noi înșine. Noi încercăm să mascăm. Dar vezi și când vii să faci un pomelnic, când te depășește supărarea, mai scapi o lacrimă. Părinte, am pățit aia și aia și când începe să-ți spui, te gândești, oare cred că numai farduri și abuze roșii nu-i pasă ei. Dar asta e regula, n-ai ce face, nu poți face abaterea de la regula umană. Și în felul acesta, când ai gestionat aceste supărări, dar le-ai pus pe seama lui Dumnezeu și ai ținut tonul cu Dumnezeu, Dumnezeu poate ușor să-ți spună, ia-ți patul tău și umblă. Adică te tolerează pentru rugăciunile din liturghie care spun așa, sfârșit creștinesc vieții noastre și răspuns bun la înfricoșata judecata lui Hristos să cerem. Cele bune și de folos sufletelor noastre la Domnul să cerem. Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și în pocăință, fără de păcat la Domnul să cerem. Deci iată ce frumos, înger pașnic credincios sufletelor și trupurilor noastre la Domnul să cerem. Nu spus la întâmplare, dacă e iectenia aia întreită numai părticica de la sfârșit, până la Preasfânta Curata, de acolo poți să scrii un tratat întreg. Păi prima cădere a omului e depărtarea Îngerului Păzitor. Și când funge Îngerul? Fuge când înjuri, fuge când nu iei anafră, fuge când nu iei aghiazmă, fuge când nu ești spovedit, fuge când nu ești împărtășit, fuge când curvești, fuge când lovești, fuge când furi, fuge când faci rău, când dușmănești, când porți ură. Acum vă întreb, câți din noi avem Înger Păzitor? Cred că mai bine de jumătate, nu. De ce? Pentru că l-am depărtat și vă și asigur că nu l-am chemat înapoi, cum spune în rugăciunea de seară, Îngerul meu cel sfânt dat mie de la Sfântul Botez, care te-am rușinat și te-a scârbit cu păcatele mele cele multe și dobitocești, nu te depărta de la mine. Câți fac treaba asta, Sara? Nu v-ați întrebat. De ce nu v-ați întrebat? Pentru că n-au cum saducheii și fariseii din jurul Mântuitorului să înțeleagă ce simțea profund Mântuitorul. Numai când Hristos în minte, saducheii și fariseii patimilor se depărtează și înțeleg rostul și prezența Îngerului Păzitor. Îmi spune o doamnă, zice, da, mie nu prea îmi place asta cu Îngerul Păzitor, mă enervează. Bine, atunci zic, fă rugăciunea la Îngerul rău. De ce? Păi ăla stă cu tine din clipa când mama te-a adus pe lume în brațe și pleacă de lângă tine în clipa în care preotul ți-a pecetuit groapa și nici acolo nu pleacă, zboară cu tine la cer, te dă în primire și după ce te-a lăsat în primire, Mântuitorul, el spune, erai sau iad, de-abia de acolo se întoarce pe pământ și preia din maternitate un alt suflet nou născut. Deci nu stă Îngerul Păzător, nu stă în concediu, nici la mare, nici la soare, nici la munte, stă permanent în dreapta ta, cu ideea că va găsi măcar o mică faptă bună, s-o poate gestiona la judecată, pentru că și îngerii dau socoteală la Dumnezeu de faptele noastre și uneori îi rușinăm cu faptele noastre și alteori îi bucurăm, că spune în Evanghelie, nu disprețuiți pe cei mai mici ai mei, că îngerilor pururi văd fața lui Dumnezeu în cer. Deci zilnic după Sfânta Liturghie să țineți minte lucrul ăsta până muriți, nu stați cu capul între umeri pe post de umbrelă.
În fiecare dimineață, la 9 și la 10, când se face Sfânta Liturghie, în Biserica de Mir, în Biserica de Mănăstire, în Schit, în Pustie, oriunde, și sunt pomeniți credincioșii din pomelnice, îngerii voștri trec să vă împărtășească la locul de muncă, acasă, nu în pat și la curvărie, numai în discotecă, nu vă caută. Deci numai în locurile bine intenționate, deci unde omul se află cu rugăciune și cu Dumnezeu, la birou, la magazin, în spital, la salvare, la brutărie, pe stradă, îți dă împărtășanie în chip nevăzut și apoi pleacă la Dumnezeu să dea raportul. Cel care a găsit omul în desfrâu, în fără de lege, în nebuneală și tâmpeală, se duce la Dumnezeu și spune, pe a meu nu-l pot împărtăși. Și spune Dumnezeu, du înapoi la Sfântul Potir. Și tu ești lipsit de înger și de har pe ziua respectivă. De-aia în popor era o tradiție banală și populară, dacă o țineți minte, să spune așa, nu mânca înainte de ora 9, că nu s-a împărtășit îngerul. Deci nu e o minciună, ci o poveste adevărată, culeasă din învățătura Sfinților Părinți, legată de puterea Sfintei Liturghii. Dar cu atât mai mult prezența Sfintei Liturghii într-o sărbătoare de obște, când tu în loc să fii în biserică la liturghie, unde ești? Iama pe coclaur, la târgul de oale, la abator, la obor, la piață, la căscat gura sau nu știu unde. Ți-ai făcut totul din timp și când e sărbătoare ești în biserică. Rolul numărul unu al creștinului. Deci asta e prima lege. Afară de biserică n-avem mântuire. Cine n-a mers la biserică poate să facă toate faptele bune, tot la iad se duce. Toate trebuie cenzurate, nu prin preot sau biserică, că nu e autoritatea, Duhul Sfânt. În momentul în care ai intrat în biserică, Duhul Sfânt s-a ca la CTC. Ai văzut, ai plan. Ai făcut 10 cerșafuri, vine cetecistul și pune ștampila pe pungi. Dacă nu, nu pleacă la export, așa și sufletul. Nu-i valabilă fapta bună până Duhul Sfânt, când ai trecut pragul bisericii, a ștampilat-o. Da, ăsta e credincios, a dat de pomană în numele meu, s-a rugat în numele meu, a postit în numele meu, s-a închinat în numele meu, a sfătuit în numele meu, a făcut în numele meu. Ăsta e rolul bisericii și a credinciosului în biserică. Iar cuvântul, ia-ți sfatul tău și umblă, este echivalentul cu, iată s-a atins de buzele tale și păcatele tale le va curăți. Să-ți fie ție împărtășania de tămăduirea trupului și a sufletului. Amin.